Adaptări ale locomoției la mediul terestru. Resurse educaționale pentru clasa a 7-a. La amfibienii fără coadă, membrele anterioare sunt scurte și cu degete libere. Membrele posterioare sunt lungi, musculoase, folosite pentru salturile pe uscat și prezintă uneori degete unite prin membrană interdigitală. La reptile, membrele sunt scurte și prinse pe laturile corpului, având în principal rol pentru susținerea animalului. În cazul crocodililor, sunt groase, scurte, musculoase și terminate cu ghiare și membrane interdigitale. La șopârle sunt mai subțiri. La broaștele testoase terestre sunt scurte, groase și cu ghiare și transformate în palete notătoare în cazul speciilor de broaște testoase acvatice. Sunt animale apode, adică lipsite de membre, șerpi. Ei, deplasându-se cu ajutorul musculaturii, pielii solzoase de pe fața ventrală a corpului și coastelor libere. La păsările nezburătoare, ca de exemplu la struț, deplasarea se realizează prin pășire sau alergare cu ajutorul picioarelor, cu musculatură foarte dezvoltată. Deplasarea la mamifere se poate realiza prin mers sau alergat, prin salturi sau prin cățărari. Unele mamifere trăiesc în mediul subteran. La mamiferele care se deplasează prin mers, membrele sunt egale, alungite și, dacă vor călca pe toată talpa, se numesc plantigrade, ca de exemplu ursul. Dacă vor călca doar pe degete, se numesc digitigrade, ca de exemplu câinele și pisica. În cazul în care calcă doar pe unghii sau copite, se numesc unguligrade sau copitate, ca de exemplu porcul, calul, vaca. Mamiferele poate să realizeze salturi. În acest caz, membrele posterioare sunt mai lungi și mai musculoase, de exemplu la canguri. Alte mamifere se pot cățăra, având membre flexibile, cu ghiare și se folosesc în anumite situații și de coadă. Cârtița, un mamifer care trăiește în mediul subteran, prezintă membre anterioare lățite cu formă de lopată sau cupă de excavator, cu ghiare foarte puternice care vor ajuta animalul să își sape galerii. Realizați o planșă sau o prezentare multimedia cu titlul Adaptări ale locomoției la mediul terestru pentru animale nevertebrate. Spor la lucru!